Ai câștigat la pariuri, iar acum inventarul tău e plin de trash-uri și nu ai ce face cu ele? Ei bine, skinjar.com este soluția pentru tine! Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de bine! Astăzi o să vă arăt ce o să faceți cu trash-urile pe care le aveți la voi în inventar. Bun, deci astăzi suntem pe site-ul skins.gr, este un site ăsta de trade automat, știi, gen... Nu mai stai să spui anunțul pe ce se launch și chestii, să dea cineva trade, ai șanse foarte mari de scam. Pur și simplu intri pe un site de genul skinjar.com și ai aici toate itemele și toate itemele site-ului, care sunt multe și ai de unde alege. Așa arată site-ul, are o interfață super mișto. Uite, putem lua bani gratis. Uite, vedeți, avem promo code, da? Minim value of trade, 100 de euro. Bonus value, 2.50. Practic ne dau ei niște promo code-uri ca să avem niște bani în plus. Uite, free skin 100, pentru că astăzi vom face un trade de 100 de euro. Deci, practic, acum o să facem trade-ul. Avem o groază de iteme și o să le dăm pe toate pe un item foarte șmecher. Bun, întâi hai să vedem câți bani avem. Ăsta nu pot să-l dau, ăsta. Deci, vedeți, să zicem că ai câștigat la pariuri și ai foarte, foarte multe skin-uri mici. Bine, hai că poate nu e chiar atât de multe câte am eu, dar să zicem că aveți destul de multe și vreți să vă luați, nu știu, un cuțit sau ceva, știi? Pentru că vă plac cuțitele, știi? Uite, vedem, deci noi avem 101 dolari plus încă 2.50 bonusul, iar cuțitul costă 100.16. Da, dar dacă noi dăm auto select, ne mai dă un skin de aceeași valoare. Este aproape aceeași valoare cu mici diferențe. Bun, trade. Get offer, validation trade, avem și pe tipul ăsta super șmecher aici. Bun, deci deja am primit trade-ul. Asta e mișto că nu poți să ții scam absolut deloc. Uite, ai ăsta. Deci poți să te uiți pe stele că sunt exact aceleași iteme pe care le-ai pus. Nu ți-a pus niciun cuțit, este cuțitul meu, e aici în siguranță. Celălalt cuțit e aici, nu e în trade-ul ăsta. Și noi avem ăstea două. Bun, acceptă schimbul. Perfect. Trebuie să verificăm și pe telefon, pentru că așa trebuie să faci la orice trade. Uite, confirmations, mi-a apărut tot trade-ul pe telefon, exact același trade. Dăm accept. Bun, și s-au acceptat itemele. Și dacă intrăm foarte rapid în inventar, uite, avem un God Knife Marble Fade și un Stat Rakim 4x4 Faded Zebra. Bun, uitați-l aici, acesta este cuțitul. Nu mai am aproape niciun item. Bun, deci am itemele noi în inventar, cuțitul ăsta și ăsta. Am dat aproape tot inventarul acolo, deci da. Și da, cam asta a fost acest episod. Sper că v-a plăcut și sper că ați învățat că așa e practic cea mai sigură modalitate de a face trade, pentru a nu vă lua scam, pentru că n-aveți cum să vă luați scam de la aceste site-uri. Bun, aveți un link în descriere dacă vreți și voi să faceți. Și da, cam asta a fost acest episod. Eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!